Deci de ce se rămâne, dar astăzi, cel puțin, doresc mult sănătate, succes, încăiați în viața personală, să ai parte de tot ce, ce promite de zile în zi. Da, și o să recit și eu, dacă se poate. Da? Nu țin minte în viața mea, că se cumpun ceva așa rapid. M-am gândit că multe materiale teoretice le cunosc, de ce mi-am permis să timpul cât mi-a să vorbit asta, să compun și eu. Dar mi-a spus dintr-o sfie, dintr-o strofă, adică patru rânduri. Da, da. Deci așa. Dacă vrei să trăiești cât o roască țestoasă și îți dorești o viață lungă și frumoasă, vină la destinea zi cu dragoste pentru fericire, pentru a avea parte de o viață până la nemurire. Nu știu dacă s-a primit, dar pare că, prin punctul meu de gândire, s-a primit. Așa. Acum, deci noi foarte mult și de mult timp colaborăm împreună. Încă eu personal nu m-am asigurat. Din ce cauză? Fiindcă eu am fost asigurat cu sume enorme la grave cândva și compania aceasta atunci nu era încă legitim pe teritoriul Republicii Moldova. Banii mei undeva s-au pierdut pe la Graz, în Austria, încă nu m-am dus acolo să mă clarific, de ce până în prezent eu principial încă nu mă asigur mai departe, dar colaborez cu compania și mulți din colegii mei care sunt undeva sub mine sau cum se cheamă asta la loc. În echipă. În echipă, deci s-au asigurat. Am fost la lor, voi siguriesc, deci au fost niște zile petrecute foarte frumos și din punct de vedere deci, ce am vizitat și ce am văzut și acolo ce am ascultat, au fost binevenită și serile petrecute acolo în echipă, deci mai ales cei care nu au așa timp liber și nu prea cuceresc pământul ăsta nostru frumos, a fost o mișcătire foarte frumoasă și am rămas frapat fiind eu tot coreograf, unul din diplomele mele, deci coreograf de dansuri moderne de bală din americane și de stradă. Chiar m-a frapat cum domnul Georgel a dansat dimineața, din noapte până în dimineață, a dansat neobosit. Și deci... nu. Și toate zilele acestea, acelea care au fost la The Voice of Kiesel, s-au petrecut foarte frumos și mulți din echipa cei care au fost s-au și asigurat. Ce vreau să mai spun, aici a fost mai multe, deci, pe ecran și asta, fiindcă chiar e greu la noi, deci, așa e, cum să spun, realitatea noastră, dar și oamenii așa gândesc încă foarte greu, deci se tem să facă pasul acesta, se tem să se asigure, nu atât din cauza că se tem să te asigurare, cât se tem să fie înșalat, să fie amăgit, să fie... Și aici vreau să spun un cuvânt, deci eu de mult studiez și de mult colaborez, chiar dacă nu m-am asigurat, nu o să mă asigur mai decât în viitor apropiat. Vreau să spun mâna, am fost să spun că compania aceasta, eu de mult colaborez de mult, am fost cu dânsii și mai multe evenimente și vreau să spun că chiar această companie pot să fie liniștit și te asiguri și să creezi acești bani pentru tine, nu pentru asigurarea ta, dar prin intermediul acestei agenții, acestei companii din Monteraș. Vă mulțumesc că eu m-am făcut neîncrezători lumea, dar dacă ne informăm, se rezolvă, inclusiv dumneavoastră. Deci, grafic din 2004 este oficial pe piața Republicii Moldova și are o licență cu termen nelimitat de activitate. Cei care au fost până în 2004, bănuiesc că atunci dumneavoastră ați depus până în 2004, tot, dacă dumneavoastră vă duceați la companie, nimic nu se pierde. Iar vine de la neinformarea noastră. Cum e moldoveanul? I s-a spus că dă o sumă de bani și o să primească la sfârșit o sumă fabuloasă. Au uitat doar să le spună și nici ei n-au întrebat că trebuie să plătească în fiecare an această sumă pe o perioadă anumită de timp. Da? Oamenii au crezut că dă eu, plătește odată și la sfârșit de alegi cu avere. Nu e chiar așa. Deci toată problema noastră a moldoveanului este lăsarea asta. Noi nu ne informăm, nu ne pasă, noi ne-am împiedicat.
citi așa. Pentru că oricum aceea rămâne la urmă. Să scriu despre femeie și pentru femei. O să fiecare citesc două poezii, una, Arta de a muri. În fiecare an, mor cu o zi. În fiecare zi, mor cu o oră. În fiecare oră, cu un minut. În fiecare minut, cu o secundă. În fiecare secundă, mor cu o clipă. În fiecare clipă, cu mână de cer. În mână de cer, o bagă de stele. Picături de ploaie, roa tăcerii. Și cu poezie, doar atât se întrează. Nu pot permite multe, de câte îmi sunt date. Am plătile cărunte, de iarnă colindate, de chin o zi și o noapte, un dor să-mi cadă prate, să furcile și coapte din propria livadă. De mult n-am plâns în mine, atunci când m-a dorit. Un drept ce mă aparține, în pat cu ești cu mine, secunda am ratat, iar alta nu mai bine, de mama n-am visat-o, mai mult de veșnicie, cărarea am uitat-o, nici pana nu mai scrie. Din drepturile mele, mi-a mai rămas un drept, să mă amânat la stele, de ora ce aștept. Moldova, țară de dorit. Sper să-mi asigur viitorul, scoțând hotarul de la prut, înlocuit cu tricolor. Nu văd mai bună asigurare, nici haină mai primesc ca ei, decât în vechile hotare, la sânul mamei române. Mersi! Expansiune pe
sensul ăsta, din panuceaie? Traducere din rusă, învățăm și noi, da. Da, așa, apropo, știți cum mi-a spus o bătrână cum vă să învățe rusă? Simplu. Seara să mă curc cu rusoi, că i-am urmă, înainte că vorbim pe ruschi. Așa, da, trebuie învățată și asta, cum se poate altfel. Da. Deci, în 2013 am venit, am pornit aici activitatea, dar nu s-a înțeles așa cum ar fi trebuit și fosta soție mi-a cerut divorțul în octombrie 2013. Mă rog, după 19 ani de căsnicie am rămas uimit cu ceea ce mi s-a întâmplat, dar asta este, de obicei se spune că dacă așa s-a dorit, asta s-a primit. Ideea este că, ca se spune de obicei, că anumite evenimente din viață fac cumva ca acel curs al vieții să-ți fie schimbat în rău sau în bine. Poate că nimic n-a fost întâmplător, că s-a întâmplat cu mine ceva de genul ăsta, dar în orice caz, în 2014, la sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie, deci tot în zodia Berbecului s-a întâmplat evenimentul, am avut ocazia să cunosc o persoană care aș putea spune că mi-a schimbat cursul vieții. Pentru că vedeți dumneavoastră greutățile, bucuriile, necazurile, oboseala, stresul, cât și mai câte, au făcut cumva ca în august 2014, pe 9 august, am suferit o intervenție chirurgicală. Practic am fost dus la urgență la un spital și n-am avut de unde să știu prea multe la acel moment, doar simțeam o durere groaznică de cap. Și am fost dus la un spital, o intervenție chirurgicală care s-a soldat cu foarte bine, pentru că aveți medici extraordinari dumneavoastră aici și sunt multe situații când hai că plecăm în străinătate ca să facem intervenție chirurgicală. Dar ceea ce pot să scot în evidență este că persoana care m-a dus la spitalul respectiv și care a fost aproape de mine, mai ceva decât mama, pentru că mama era la departare, nu putea ca să fie alături de mine, fosta soție, sub nicio formă nu mi-a acordat niciun sprijin în sensul ăsta, dar a fost alături de mine, practic, la acele momente grele din viață, pentru că dacă intervenția chirurgicală nu se făcea atunci, seara, într-o sâmbătă seara, era în perioada de weekend, a doua zi era prea târziu și nu mai eram acum în fața dumneavoastră. Pe această cale vreau ca să-i mulțumesc doamnei Codreanu pentru că dânsa a făcut ceea ce a făcut și din acel moment, practic, am pus suflet alături de dânsa, așa cum și de altfel dânsa a pus suflet alături de mine. Și de asta am spus că mi-am schimbat cursul vieții, pentru că, nu întâmplător, acum vreau să vin cu un mic banc, dar inspirat din realitate, se spune de obicei că Dumnezeu a făcut pământul și s-a odihnit. Dumnezeu a făcut pe Adam și s-a odihnit. Dumnezeu a făcut-o pe Eva și nu s-a odihnit nici Adam și nici Dumnezeu. Aș putea spune că eu sunt Adam acum. Dar Dumnezeu sănătate, putere de muncă, să facă fapte bune și eroice în continuare. Mulțumesc! A fost greu, pentru că îmi zicea mama de obicei, zice eu, cine te-a făcut așa brigadier? Într-adevăr, sunt recunoscută că fost lider comsomolist, asta nu există foști. Deci am zis, mergem la spital, acolo n-a fost greu, pentru că Georgela a avut o asigurare de viață, dacă nu avea, trebuia să scoată 25.000 de lei. La prima etapă, că după au mai urmat și altele. Într-adevăr, avem medici foarte buni. Chirurgul Dan face cât, nu știu, toți chirurgii, sau o bună parte din chirurgii noștri. Așa a fost, da, pragul. 120 de mililitri de sânge, de chiar adunat pe creier. A fost, deci, pe muchie. Înseamnă că Dumnezeu are planuri cu tine și dacă te-a trecut prudul, te-ai încămat, trebuie să tragi la greu pentru că ești desțelenit, ești de desțelenit. Deci avem nevoie de această informație și, într-adevăr, s-a făcut o muncă foarte mare. Georgela, împreună cu toată echipa de tine, a cutreierat Moldova în și în lac și a transmis această informație. Nu în zădat, instituția publică, Compania Teleradio Moldova, la cea de-a 8-a ediție a concursului Compania Anului în nominalizarea brokerul anului, ea a numărat distinția brokerului Destinia SIG Moldova pentru insistența promovării programelor sociale de pensie privată.
și-a făcut asigurare. De ce, Cornel? Doamna Berejan.